Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip din țara noastră de My City, oameni buni. Astăzi vom aplica pentru postul de polițist la poliție. Vom merge chiar acum, deoarece chiar acum 2 minute au început probele, dar nu s-a prezentat nimeni din câte am înțeles. Așa că cred că voi fi singurul candidat sau poate cine știe, poate mai aplică Luca Luke sau Pink sau Bobo. Dar ideea e că dacă vreți episoade de My City, oameni buni, în continuare, aș aprecia foarte mult dacă ați rupe butonul ăla de like chiar în momentul acesta. Să dați un like cu subscribe și un clopoțel. Și hai să mergem la poliție, dar mergem cu itemele. Și ceva mergem cu itemele, dacă ele lăsăm acolo undeva într-un gest. Ia uitați-l și pe Bobo. Bobo! Da! Ce zici, Bobo? Ce zic, ești pregătit de probe? Oh, și tu vii la poliție? Cum să nu? What, bă, mă, și eu credeam că sunt singur, bă, wow, ok. Păi, dar ce credeai, mă? Da. Păi, stai, mă, trebuie să fie competiție. Da, da, bă, foarte bine, foarte bine că e competiție. Văd că ai venit cu Nescafeu de la mine, de la magazin, pregătit, gen, să-ți dai energie. Păi, dar cum să nu? Mamă. Păi, e cald și, na, trebuie să fie gata de treabă. Trebuie să te recorești cumva. Băi, Popo, păi, da, nu. Popo, hai că îți urez niște... nu, mă, Bobo, mă gândeam la Pepe și la Bobo și ai și Popo. Domnule Bobo, eu îți urez succes, dar vreau să spui că ai competiție mare cu mine, adică atât am vrut să zic. Da? Doar să, ok. Doar să te avertizez, atâta tot. Bine, mai vedem, bine, noi. Gata, ține-mi. Hai, pa, bine. Pa, pa, pa. Ok, wow. Deci l-am avertizat și pe Bobo, mă, ce se întâmplă? Mă, Luca, Luc! Ia, 3 minute zice Insanity, Luca, Luc candidează, e că... Mă, tu ce cauți aici, mă? Aha, aia ziceam și eu. Se pare că Luca Lux s-a speriat de mine. Acum suntem cu polițistul șef și practic cred că candidează Luca Lux, Bobo Spider și eu. Cred că cam ăștia suntem. Și acum așteptăm să înceapă probele. Let's go. Mă, unde sunt fetele? Au dispărut fetele de la poliție. Opa. Unde sunt, mă, toate fetele? Andreea, toate, Maria. Au dispărut toate. What? Bă, au dispărut toate fetele că l-au moar pe Insanity. Nu zice nimic. Da, deci au dispărut. Ia. Ah, maia. Bă, au dispărut toate fetele. E cam ba. Nu, da, nu, hai să nu facem nelegiuiri, că până la urmă vrem să fim polițiști, da? Deci așteptăm aici, uite. Aici se formează coada, sunt primul la coadă, fraților. Mă, nu mai vine nimeni. Domnule Bobo. În 3 minute, în 2 minute începe. Bobo. Bobo. Mă, unde fuge? Bobo! Bobo Spider. Bo... Mamă... Bo... Ce face, mă, Bobo? E dement? Bobo Spider! Bobo Spider! Da, bă! Te strigam de acolo, nu m-au zis, hai că încep probele, hai, vino să stăm gata, la coadă, vin. Hai, vin cu aia. Doamne... Dacă nu te culegeam eu, ce făceai? Mergeai la mall, făceai cumpărături și pierdeai probele. Exact. Aolo, aolo. Mă, eu sper că nu candidează Lucalu, că îi sparg gura. Atâta zic. E, na... Lasă-mă, că ne faci unui polițiac, mă, până ajunge el. Bă, eu aș vrea să fiu polițist cu Bob, sincer să fiu. Hai, vino aici la coadă. Vedem. Aici vine acum, se formează coada, hai. De acum un șir indian. Așa, frumos, foarte bine. Bună ziua, ce ziceți? Aolo. Putem că vin și ăsta. Ia uite, bă, ce ziceți, bă? Tu vrei să-mi spui mie că tu candidezi la poliție? Normal. Păi îmi doresc ca să când am venit în Mind City. Tu nu ești Tom, tu ești Burger, n-ai voie. Păi sunt un burger polițist, viitor polițist. Cam rasist, domnule Silent, nu știu dacă ai șanse. Da, bine, ai totuși să păstrăm aici coada. Hai să facem frumos, pentru că domnul polițist șef a ascuns fetele în primul rând. Unde sunt toate fetele? Că nu mai e nicio fată pe aici. Păi cred că sunt și ele pe acasă, le-a dat liber, că acum e periculos, e cu probe. Bă, pe bune, și eu de-aia am venit. Păi e sărbătoare, mă. Ok. Da, chiar. Da. Ce, vreau și eu. Da, e cam galbui. Ia, ce. Da, e bun, e foarte bună frunza de la el. Ce vă uitați așa la el? E foarte bună frunza de la el. Investigăm, ce? E chiar bun. Ia că da. Stai că a venit șeriful. Se rălucește în întuneric. Hai că a venit dacă e. Păi stai așa că a dormit, hai să-l trezim, hai să-i dăm două palme. Eu nu mă atinc, bă, nu-i da, mă. Da, n-ar fi indicat. Ia, fii atent că se trezește. Nu, stai. E panicat. Moartea, ce are? Hai să scandăm, hai. Poliția. Dacă e idee bună. Da, cred că e cea mai prostă idee. Forța poliției. Știi că el se supără repede. Da. Și îți dă un bulan de la pe cocoașă. Păi zi, vine după aia, tine poate îți dă și cu altceva. Îți dă cu arma în cap. Ulu. Ia. Salut. Pam, pam. Salut.
Salut, fraților, ce zice? Hai, luați un loc, bine v-am găsit, bine v-am găsit. Din păcate nu mai avem ușă, că n-a luat-o statul de la am o întrebare, am o întrebare, domnule șef polițist, dar mai așa. Da. Unde sunt fetele? Unde sunt? Fetele au plecat, că nu mai am salariu să le plătesc. Nu! Statul nu mai avem nimic, nici ușă, nici angajate. Păi și pe noi cu ce o să ne plătim gratis? Dacă intrăm? Nu, gratis! Voluntariat v-am anunțat. Nu se poate! Domnule polițist, șef, gratis, fraților. Eu sper că o să le angajăm, gen, dacă e să ies eu să am o dacă inițiativă să le angajăm. Dacă merge treaba Ovidiu, da. Trebuie, depinde de Ovidiu. Okay. Bun, mai stăm un minut, dacă nu mai vine nimeni, începem un cât ți-am rămas. Bobo, vrei și tu să fii polițist? Da, normal. Pepe, polițistul. Vreau să spuneți pe cine urâți voi cel mai mult din oraș. Dani Den. Păi zis din oraș. Ganicus. Ok. Next. Momentan urăsc pe primar, dar nu prea. Ok, și Luca, nu pe cine urăști cel mai tare. Păi da, la fetele, mă. Bă, nu cred că am ceva cu cineva în special, dar nu prea îmi place primarul ăsta, sincer. Deci cred că o să merg nu! Cu Pețanu. Nu! Momentanu! Tu ai o părere bună despre Pețanu, nu? Evident. Dacă este domn primar și l-ador și este Și eu, bravo. Avem nevoie de fonduri, am înțeles. A, bă, oricum nu te aud de acum, stai liniștit. Nu, e mai, eu-s gata. Ia, că face din mâini. Mai trebuie să ajungă cineva? Nu știu, apare nu mai vine nimeni, așa că suntem doar noi patru. O să facem următoarele teste. E mai complicat că suntem număr impar, sunteți doar trei. Trebuie să lans toate astea într-un chest? Da, trebuie să iei 0 iteme la tine. Unde pot să mi le lași eu? Într-un dăsta oare? Lasă-le... Fii atent, lasă-le... Nici nu știu, lasă-le chestul cu bani, lei tot după. Ok, perfect. Okay, dar să nu fur banii. Nici mâncare? Nu, vezi că am pus 100, da, vezi da. Că aveam 100 okay. de năsuși și am lăsat acolo 2 de 50. Aia s-ai mei. Eu nu mai backpack-ul. Mă talentul. Da, nu mai backpack-ul ăla. Ok, haideți după mine, brigada. Ok. Că stați 2 secunde să fac o șmecherie. Ia. O șmecherie? Opa. Să fac șmecherie. Opa. Bun. Salut, Luca. Bun, este șmecheria. Salutare. Ok, salutare. Acum haideți după mine, pentru că vreau să începem primul test pentru a deveni polițiști. Vreau să luați un loc pe scaunul ăla cine ajunge primul. Restul stați în picioare lângă el. Stați lângă el în picioare. Ok. Bun, știi cum e, oamenii speciali, mai stau jos, e ok. Deci, voi vreți să intrați în poliția Mind City. Vreau să vă anunț că eu sunt singurul momentul de față în Ocivanu. A demisionat și a plecat, mi-a venit să plânge. Eu am plâns când a lăsat scrisoarea de adio. Nu știu ce să zic și eu sunt singurul acum și o să avem nevoie de doi polițiști. Deci o să angajăm probabil doi. Deci unul dintre voi trei nu o să fie angajat din păcate. Nu, okay, o luat și plouă și ajutor. Deja s-a întristat și vremea. S-a întristat. Da, deci unul nu o să reușească. Și unul, deci o să fie efectiv un polițist ca și mine de la SWAT oarecum. În caz de intervenții de-astea grave cu arme super strong. De exemplu cu M4 sau cu sniper, cu ce vă place vouă. Și apoi avem un polițist rutier care va purta mereu la el, de obicei pistoale, shotgun, de-astea mai slăbuți și cu armura și cu bulanul ăia, uite. Da. Aoleu. Hai să ne culcăm înainte de probe. A, să tragem un pui de somn? Da. Dar vreau pe noapte, pe ploaie. Omuleu, ce mai hardcore așa. Da, exact. Așteptați aici, mă duc să se pixelează mintea. A ridicat soarele! Soarele din mine! Mamă, să mai cer de o zi! Bun, hai să începem picioarele. Cu primul test. Te dor picioarele? Da, oh, da, pe ce polițist e acesta, okay, dacă mi-e informat? Ok, fiți atenți. Primul care zice nociv. Nociv! Am zis-o! Luca a zis, hai după mine, Luca! Bine! Stați aici, am încavă și talentele! Hai, Luca, pe motor! Nu, băi! Se servește ca la casă! Cred că trag și eu pe dreapta. Bă, Bobo, de ce n-ai zis monociv? What the... D-am zis, dar cred că n-am făcut cum trebuie. Am fost în mintea mea mai degrabă, am zis mai tare, știi? Ok. Bun, și acum îi așteptăm... Da, nu știu, la probe probabil. Acum îi așteptăm să termine probele. Ia că au venit! Dar... Băi, mamă! Unde am intrat, bă, băiatule? A făcut bine? Hai de Luca, Luca, un loc! Nu zic dacă a făcut bine. Bun, primul care ce nociv! Nociv!
Silent, haide! Haide! Bă, basta! Mersi, mersi, o să am nevoie? Cred că da. Mult noroc! Mamă, da, Silent, este posibil să ai nevoie. Da, tu te-ai bătut cu mine să fii polițist, bă, așa că... Da, da, chiar da, eu chiar da, eu chiar da, trebuie să recunosc, dar am fost cam cot la cot, n-ai ce să zici aici. Corect, corect, corect. Ia, fiate, okay. Vreau să stăm aici, vreau să intri pe banca de aici, asta e un loc, la piscină. Oh, îmi permiți? Mamă, piscina lui zasami.ro? Nu știu cine stă aici, dar dacă okay. Vrei acasă să-i folosim terenul. Ok, sigur, sigur. Bun, domnul silențios, prima întrebare pentru tine este: dacă vezi pe cineva în oraș cu o armă, cu un pistol sau orice care se plumbă de nebun, ce-i face? Bun, acționez ca și cum aș face chestia respectivă sau îți spun? Adică? Gen, fac roleplay-ul sau mimez cum aș face chestia asta respectivă? Ce... Ok, bun, ce aș face? Dacă... L-aș opri de îndată, neapărat l-aș opri, l-aș legitima, l-aș percheziționa, l-aș întreba de permis de portarmă obligatoriu. În caz contrariu, în caz că el nu are permis de portarmă, l-aș imobiliza și l-aș pune la pământ, i-aș pune cătușele și l-aș duce de urgență la secție, deoarece dacă ai armă la tine și nu ai permis de portarmă, este o infracțiune și se pedepsește cu închisoare și chiar amendă în cazuri rele. Oh my god! Domnul silențios, următoarea întrebare. Cineva merge cu mașina pe sens ilegal, merge pe contrasens, okay. Și mai ales dacă merge pe iarbă sau nu merge, da, pe drumul, da, corect, da, da. Ce îi face? Îl sancționez, îl somez, îi spun să treacă pe dreapta obligatoriu. În caz că acesta se conformează, îl trag pe dreapta, îl legitimez, mă prezint, îi cer actele. Iar după aceea o să-i aplic o amendă, iar în caz că acesta vandalizează ceva în timp ce merge pe teren accidental, o să trească să servească și puțină închisoare sau poate chiar un dosar penal. Iar dacă acesta nu oprește, o să efectuăm o urmărire, o să cer mai multe echipaje, iar atunci când îl voi prinde, va intra la pușcărie. Ok, mulțumesc. Următoarea întrebare, care este mai mult un scenariu care poate să meargă în orice fel posibil. Okay. Imaginează-ți că primarul este furat și este luat captiv într-o peșteră undeva. Și avem doi mafioți, Bun. Doi mafioți care l-au răpit, l-au legat și îi cer o sumă de bani ca să le libereze. Și tu ești cu echipa de intervenție la ușă, la ei acolo și ei vor bani. Ce faci? Păi în primul rând începem, intrăm în stadiul de negociere. Negociem cu mafioții respectivi pentru a libera, pentru a-l elibera pe primar. Primul pas. Aici depinde de cum merge negocierea, să fiu sincer cu tine, pentru că dacă aceștia sunt înțelegători, le putem oferi ce vor, de exemplu, nu știu, un elicopter sau spuneți-mi ce ar cere, nu știu, un scenariu. Uite, să spunem bani. Că tu ești mafiot. Bani, ok. Bani, doar bani? Da, bani și atâta, nu știm suma. Ok, bun. Aici e mai complicat, deoarece fiind în stadiu de negociere, nu știm intențiile lor. Putem să le dăm banii, iar după aceea să-l omoare pe primar, deci nu este bine. Așa că aș alege scenariul de flagrant, unde noi punem bani într-o locație, iar în momentul în care acesta se duce să ridice banii, intrăm peste el cu berbecul. Ok, mulțumesc de răspuns. Haide după mine, domnul silențios. Ok, ok. Sărim okay. Geamul. Oulou, mamă, mamă. Ok. Hai pe motoretă. Oulou. A făcut bine? Nu se zice, se zice după, afli misterul după. După ce zice Bobo? Nu se știe. Sau când? Da, poate și Luca a zis greșit, poate a zis bine, poate cel mai bun, poate cel mai slab. Oulou, doamne, doamne. Băi, eu sper să fie bine, nu știu. Băte, casta cală! Hai jos, Silent, Bobo, ai pe motor! Baftă, baftă! Baftă, Bobo! Ba, 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 ba! Mamă, cum a fost la tine? Bă, lejer, gen. A fost lejer, nu și mie, mi s-a părut destul de ușor, sper să descurce și Bobo. Dar sunt curios, tu parcă ai mai dat odată la poliție, nu? Da, 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 am mai dat odată la poliție și m-am duelat cu Insanity, cot la cot. Deci mă cunoaște prea bine. Deci, dar ai făcut procedura asta cu întrebările? Nu, nu, fiecare e diferită, logic. Ah, deci acum nu o să ne mai, n-o să mai fie cum a fost înainte. No, păi era prea bine dacă era așa. Am înțeles, păi și unde te-a dus să-ți pun întrebările? La casa lui Pandrițită sau lui Zăsami, nu știu, era ceva cu piscină. Asta la piscină, m-am bronzat. Păi ne-am adus la tine acasă și eu cu Bobo am făcut o teorie că o să ne ducă fiecare la celălalt acasă, cum ar veni. No, 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 no. Bă, mamă, și am emoții că dacă am zis toți trei la fel de bine, cum o să aleagă, nu știu cum... Wow. Nu știu, sunt curios ce o să zică Bobo când se întoarce acolo. Da, dacă... și eu. Dar păi nu ți-a zis dacă ai făcut păi bine, nu? Păi nu, a zis că după ce zice Bobo o să ne zică rezultatele, care a zis bine, care a zis greșit. Mamă, e tensiunea aia nebună. Deci acum urmează, deci chiar sunt emoționat. Da, și eu, chiar și eu. Mamă, mă duc să beau niște apă din hidrat atunci. Aolo, nu e.
Da. Da. O să iau un loc, că deja am tremură picioarele de emoție, nu mai pot. Da, ok. Stai să nu. Da, asta cred că nu e ok. Nu. Ia, ia, ia! Bă, la ia, ia. Parte, oh, ca mamă, cartea! Haideți-i secție, haideți-i secție, luați un loc, vagabonților! Haide! Ok, gata. Luați un loc. Ok, avem răspunsurile. În următoarele 2 minute am să revin cu răspunsurile pentru fiecare în parte și am să vă dau nota. O să aflați ce nota ați luat, da? Okay. Am o întrebare și asta a fost ultimul test, adică acum o să aflăm dacă devenim polițiști? Eee, ai vrea tu, Luca! Întreb! La bag? Nu sunt la bag? Mamă, iară, suspans! Nu mai vreau! Cum a fost Bobo? Cum a fost Bobo? Fai de capul meu, stresant, a venit și civil, erau să bată unul în fața noastră. Cine? Doamne, da, nu vrei să știi, era a nebunit Pink acum, a fost urcat pe copaci. Da, e urcat pe copaci, îmbrăcat ce în zicea, ceva ce dubios și... Nimic, doar stătea și se uita la cer acum, a nebunit. Zicea de inflația din Turcia? Cred că i s-a inflat lui altceva în cap acum, nu știu, a nebunit complet. Nu e bine, bă, nu, pe bune, dacă vă duceți acasă după, hai să vedeți, e sus pe un copac, se uită la cer și așteaptă să le extraterestre. A nebunit de tot ce asta nu sună ok, gen. Doamne, ferească. Ia că vine, cred că vine. Ia. Au venit notele. Bine, școala rol. Silent, pășește în față. Gata, șef. Domnul silențios, fiecare întrebare a valorat 2 puncte dintre cele 3 și tu ai reușit să iei rezultatul de 6 puncte din 6. Îți mulțumesc. Un loc ai Silent 3. Mersi. Loc, pășește în față. Da, bossul. Este mult 6 din 6. Din 6 puncte, din păcate. Din păcate. Mica notă de... Ai, mă! 6 din 6, Luca! Bravo, mă! Bate-mă palma! Vovo Spider, m-am uitat pe lucrarea ta și mi-au dat lacrimile, sincer, am plâns puțin, deoarece... Vovo Spider... Ai 0 puncte din 6, din păcate. 0? Ce a zis, bă? Și am să zic, vă răspunsurile care erau corecte de fapt, ca să știi ce ai greșit. Yeah. Deci la prima întrebare, când ai zis că dacă are o armă pe stradă, tu ai zis că le-i la bătaie și că l-o mori. Adică trebuia să verifici dacă are permis de port armă prima dată, pentru că este legal să ai o armă dacă ai permis. La a doua întrebare, dar nu este legal să umbli cu ea. Da, stai așa să te explic. La a doua întrebare, când merge pe contrasens, ai zis că îi împuși roțile și că îl fugărești și că le-i la omor. Bine, mă, Bobo! Cu sirenele să duci după el să-l oprești, să-i dai o amendă, că mergea pe contrasens. Păi stai puțin, nu mi-ai dat tot scenariul, nu ai spus că am mașină. Nu contează, păi stai așa, adică poți să-l oprești. Sau iei numărul de la mașină și dai amenda acasă. Următoarea întrebare, te-am întrebat ce-i face dacă ar fi răpit primarul și tu ai spus că ai intrat și că e omorul pe toți. Bine, mă! Trebuia să plătești suma de bani sau să faci să găsești o cale să-l libereze. Eu zic că primarul ar trebui să simtă onorat că mi-aș da viața pentru el. Dacă ar fi după mine, nici nu m-aș duce după el, dar e ok. Păi l-o moară, că-i vorba la cam, moare. Uite, vezi, las loc aici și urmează următoarea probă number one. Vreau să așteptați aici 2 secunde. Iară, câte probe sunt, domnule Chiusaripi? 100. Da, sunteți cam curios, domnule Luceanu. Sunt curios. Până mâine stăm aici, Luca. Bobo, cum îi omori? Astăzi vom sta 24 de ore în poliție. Chiar cred că sunt 24 de ore în poliție. Păi e challenge, nu înțelegi? Lasă, Bobo, că prinzi la celelalte probe. E challenge. Ok, Q-Sanity, mâncați și urechile alea. După mine, echipa, după mine. Gata, mergem acum la următorul loc secret. Dar nu înțeleg cine mi-a furat mașina. O să conducă cineva, mergem cu două. Poate să-mi urce doi pe motoreta aia? Da, cred că... dar nu. Well, mă conduce Luca Luc. Are cineva o mașină? A dispărut mașina acolo? Hai să o luăm pe aia lui Pink. Fiți atenți, nu, eu merg cu avionul, voi cu astea, da? Ok. Bine, hai, fiți atenți, mergeți la arenă, acolo ne vedem. La arenă? Unde e arena? Da, conduc eu. Zi, bă, unde e arena? Hai, de tu. Hai.
Hai, Bobo. Ține-te după noi. Mamă, ești nebun? E avionul. Mamă, cum rupe, Bobo. Bobo! Ia uite-l. Rupe de Bobo. Yeah! Hai, vino pe aici. Bă, da, eu chiar nu știu unde e arena. Nu cred că am fost niciodată la arena. Bă, sincer, eu am fost de câteva ori. Pe aici bă, mi-a povestit... ce-i cu drumul ăsta, bă? Ai grijă, Bobo. Acum nu s-au pus semne. Da, e cam periculos. Mamă. O să vomite, Luca. Periculos. Da, cred că vomit. Care am mâncat azi. Ce ai mâncat azi? Trei de alea de carne. Trei triple whopper. De trei? La restaurant. Deci ai mâncat 9 bucăți de carne, cât ai mâncat? 9 bucăți, da, da, da. Mamă, mamă, ești tancul României. Unde mă, Bobo? Nu știu, da. Mamă, Bobo abia se mișcă. Ah, nu știu că eu mă iau după avion, creeper-i, ajutor! Doamne, ce moarte, ce se întâmplă? Bă, și Bobo... Ah! Mamă, hai mamă, că... Luca, de ce ai făcut asta? Da, eu am făcut asta, unde mă, Bobo? Nu știu, dar am ajuns. Bă, Bobo! Bază subacvatică, bază! Am ajuns. Bă, băiatul ăsta e drum de țară! A ajuns și Bobo. E făcut de pink! Bine v-am găsit! Păi să mă bată, mama! Dar vreau să... poți să te duci să ridici soarele? Nu! Aprinde becul! Aprinde becul! Bun, vreau să vă las fiecare un pat aici, fiecare să-și ia patul. Să-și ia spate. Mamă, ce romantic! Mamă, dormim ca frați! Ia mă mâna după mine! Așa se dorme la poliție! Nu mai! Ok, fraților, haideți, faceți o linie dreaptă la perete de ăsta. Ok. Brigadierii! Bun, astăzi am să vă pun să vă luptați într-o arenă foarte competitivă. Veți avea un anumit număr de vieți și o să aveți puncte fiecare. O să vă luptați între voi. Și fiindcă sunteți trei, e puțin mai complicat. Așa vreau să văd. Ce e primul nociv? Nociv! Luca, zici primul, hai cu a? Let's go! Bă, e... Cine e primul panda roșu? Bă, panda roșu! Panda roșu! Ok, Silent și Luca Lug, haide-mi cu Silent. Ce luptăm zis? 3 și... Vezi că e bine, Bobo. Bobo, e bine că ești ultimul. Ah, ok. No. Deci Silent și Luca Lug o să lupte primii în arena războiului. Fără armură, fără nimic. O să fie okay, o luptă intensă. Prima rundă este runda de pistoale. Silent, vino încoa, ia un pistol, mâncați-a și talentul al tău. Mamă, mersi mult. Luca Lug, ok, cum se dă? Pe R ai reload-ul? Ah, okay, deci nici nu știe, nu cred. Oh my god. Bun, gata, deci gata, care este regula. Aveți viața full? Da. Da. O să jucați best of 3 cu pistolul. Vedeți cine câștigă runda asta. Jucăm fiecare ceva. Și aleagă un colț și am să scriu pe chat start ca să începeți, colț. Da? Fiecare okay. Colț 3. Mamă, am căzut în cap. Nu, nu, aoleu. Gata, cred că trebuie să venim. Eu sunt roșu. Hai, mă, hai că am încredere. Hai, mă. Ah, ok, bun. Stai că am uitat că merge și jos. Am uitat că avem și jos. Gata! Gata! Bă, nu știu, a zice că poate știe domnul Luca să tragă. Ia că am dat startul, ia. A început război, uite mă, fiotul. Ha mă, ești tare pe brand? Unde ești, bă? Ești afară. Filmul, bă, ești afară. Filmul! Nu ești afară, am zis! Nu, m-a bătut asta, m-a bătut la asta! Aaaa! Ok! 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 Băi, nu trage bă, geamul unde-i la tine acasă, bă! Ok! Din nou! Hai mă, hai, hai că pot! A, trolezi! Hai, să da, explicăm. Jocul, like. Silent trecinare da, ceva. Da, 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 gata, gata. Hamă. Start. Let's go! Dai, dai, dai. Tot cu pistoale, nu? Păi, da, da nu, nu. Păi eu am sniper. Ah, ok. Hai de parcurleții la război! Oh my god, Mafia Boss versus... N-ai bă cum! Luca trebuie să... Bine bă! N-o se poate! Gata! Treci în coasă aia sus! Da, da, da! Am prezis bine, o? Da, da! Bine mă băieți!
A fost best, au fost best bine, of 3? Fraților, dați-mi alea înapoi, okay. Da, păi a fost 2 3 okay. Ok, ok. Mamă, 2000 de ore pe CSGO bon. Se numesc astea. Luca și bon. Silent, din nou a venit aici, a runda numărul 2. Nu. Primul punct merge la Luca, loc campionul. Următoarea rundă este o rundă cu AR. Aolo. Mamă, mamă, mamă. Faceți-vă talentul fiecare în colțul lui și ați vă dau startul din nou. Best of 3, good luck. Ok, 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 mulțumim. Ok. Mamă, 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 mamă. Ia zi, Bobo, ce părere ai? Mamă, 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 nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Gata! La război, la război, la război, la război. Vezi că ar urma asta un recoil de... Da, el are scope? N-are nimeni nici... N-are nimeni, nimeni. Aceeași armă. Stai că n-am voie cu F5, cred. Acum și Silent învinge fiecare în arena lui. Din nou, runda numărul 2. Stai să mă regenerez. Ding, 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 ding. Mamă, moși din el. Gata. Și începem în 3. Stai, 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 stai. Stop, 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 stop. Stai. Stai. Start, start, start. Start. Rush B. Ah! Let's go! Mamă, mamă, ultima rundă. Mamă! Stai! Ultima rundă! Mamă, 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 hai! Runda decisivă să mă regândaci! Luca, ești full? Haide-mă! Strat! Strat! Stai! Ce? Păi, cum da, mă? Ce le dă nebunul ăsta, mă? Băi! Cât aș pe aveai, mă? Cât aș pe avei? Cât aș pe avei? Nu se poate! Wow! 1, bă! La perete! Gigi! 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 Cum ar spune un mare om, să moară gândacii. Wow! Bun, Luca, loc, pentru că ai câștigat cele două runde și în momentul de față ai 8 puncte, Silent 6, Bobo 0, ai o alegere de făcut, domnul Luca, loc. Poți să te lupți cu Bobo Spider pentru șansa de a lua 4 puncte pentru două runde, adică dublu, sau poți să rămâi la cele 8 la, sau să rămâi la 6 puncte. Practic să, dacă pierzi în fața lui Bobo, dacă e riscul ăsta, ai șansa să faci și înapoi la 6 puncte. Ce alegi? Să fiu înapoi Deci stai așa, deci stai așa. Cu Bobo, deci mă bag cu Bobo. Da. Dacă îl bați, dacă faci 4 puncte. Adică cresc la 12. De la 8 la 12, nu? Da, corect. Dacă nu-l bați, dacă pierzi... Tot așa cu două runde, cu pistol 6. Ceară? Păi, n-are rost, da. N-are rost să mă bat cu Bobo, că el oricum dacă... Deci nu vrei. El se bate cu Silent acum, nu? Dacă tu refuzi, se bate cu Silent, da. Okay. Aha, și Silent poate să mă ajungă pe mine la puncte după, dacă îl bate de... Corect. Și Silent ia două puncte dacă îl bate non-stop pe Bobo? Da. Și apoi să fiți egali și mai încercați o dată. Poți să asiguri win-ul dacă e sigur atunci, pe tine. Păi nu, că atunci și dacă mă bag cu Bobo și pierd toate rundele, pierd până la 6 și tot sunt egal cu el, nu? Corect. Atunci mă bag cu Bobo, că n-am nimic de pierdut. Dar după face puncte Bobo pe degeaba, de fapt stai că am uitat să spun, dacă și Bobo câștigă împotriva ta la riscul ăsta, el o să ajungă tot la 6 dacă câștigă. Și o să fiți tot 3 la 6. Ok, deci... Lasă-mă să înțeleg. Dacă eu mă bat acum cu Bobo și îl bat, câștig. Dacă nu-l bat, o să fim toți egali, corect? Și trebuie să faci din nou toate probele, da. Trebuie să fac din nou toate probele, adică cu toate întrebări. Toate probele din arenă, nu, 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 doar din arenă. Din nou toate probele la război. Ok, ok. E riscul sau nu le este asigur win-ul? O să-mi iau riscul! Ok, bun. Bobo Spider versus Luca Luca, mi să vă luați armele. Pasta o mai dau? Stai să dau și eu asta înapoi. Uite, am dat înapoi asta. Să-mi dai și mie pistolul, te rog.
Dă-te o pistolă să-ți dai și lui. Hai, Bobo, hai, hai, da, că da. Hai, că poți. Hai, Bobo. Fiecare în colțul lui, la război! La război! Hai, Bobo, 6 puncte, sunt egal. Insetin, mai e o rundă după asta? Vedem, vedem, okay. E surpriză. Hai să vedem, ia. Bun, sunt gata, youtuberii? Să sperăm. No, no. Hai, Bobo, în arenă. Acum mă duc, hai. Acum mă duc. Ia. La război! Ia, ia. Filmul. E filmul, fraților. Unde-i Bobo? Wow! Mamă, cât de sneaky joacă. Mamă, e filmul, ești nebun? Ia uite, nici nu știu unde sunt oamenii. Ia? Yeah? Wow! Oh, ok, ok. Am voie să mănânc? Nu. N-are voie să mănânce? Mă, eu nu cred că am mâncat în timp ce mă băteam. Înainte să mă bat sau după. Oh! Oh! Aproape. Mamă, chiar a fost. Mi-ai prins bine hit-ul ăla la început. Bravo, Luca Loc, înapoi în arena. 1-0. Domnule Vincenti, am o întrebare. Pot să mănânc în timpul meciului dacă am ocazia? Mănânc să mă regenerez? Nu, dacă vreau să mă regenerez, dacă mi-a dat hit. Am voie să fac asta? Ce înseamnă asta? Deci n-am voie să mănânc. Bine, bine. No! Okay, okay, bine, okay. Bine, am înțeles, gata. Gata, Bobo? Da, da. Ia, mă. Luca, ești full? Sunt full. Start! 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 Yeah! Mamă, 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 nu e bine. Mamă, o să-l ia, Bobo! O să-l ia! Ah, eram sigur că o să-l ia! Aoleu! Oh, cum, bă? Că știi! 3 inimi, 4, 4 inimi. Ok. Let's go! Păi și Bobo are 0 acum? Veniți sus toți! Nu se poate. Băi, cum a fost ăsta? Domnule Q-Sanity, nu știu acum mai trebuie să mă joc, că m-am jucat de toți banii. Ai transpirat? Luca Loc, trei sus. Am transpirat în viața reală. Toată lumea la perete, linie dreaptă, liniște, nu vorbiți când vorbește șeful poliției, dacă vreți fiți polițiști, desigur. Doamnelor și domnilor, în această arenă ați arătat ce știți să faceți cu armele și Luca Loc... Poți să pășești în față? Da. O să rămâi spectator pentru următoarele runde. Am să mai ofer o șansă să se lupte și Ice Island 3 cu Bobo Spider. O să fie o șmecherie, okay, la mijloc. Fiți atenți care este secretul, yeah, de astăzi. Ice Island și Bobo Spider. Ok. O să vă luptați pentru totul sau nimic în momentul ăsta. Păi dar stai că adică eu am 6 pentru... la rei 0. Cum vine asta? Adică dacă eu pierd, stai pierde puțin, tot? Stai puțin, Ice Island, că n-am terminat de vorbit. Okay. Vrei să-ți dau... Nu, 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 nu. Capacul? Nu, 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 nu. Ok, voi o să vă luptați începând de la 0 puncte. O să explic după care este faza cu prima rundă, cu cele 6 puncte ale tale, domnul Silent. Dar acum o să imaginez că aveți 0 puncte fiecare, da? Ok. Ok. Această rundă valorează 6 puncte cine câștigă. Deci poate câștige vouă 6 puncte sau Silent 6 puncte, depinde cine câștigă. Dar va fi best of 5, nu best of 3. Vă bătesc până la... Oh. Cine face cele mai multe win-uri din 5, o să fie mai lung un pic. Okay. Și o să vă luptați la fel. Prima dată cu AR-ul, prima dată cu pistolul și apoi cu AR-ul, da? Haideți să vă dau armele. Domnule Chiusant, am o întrebare. Păi și dacă câștigă domnul Ice Island, mă ajunge pe mine? Că eu i-am bătut pe toți la arenă. Păi tu gata, nu mai e treabă, ți-am zis. A, hai, păi atunci, deci eu am luat rankul cel mai mare? Tu momentan stai pe spate, o să... stai că nu, da, da, da. Haide, hai, fiecare în arenă. Fiecare, okay, în arenă, go, go, go. Mă duc la albastru. Tu, Luca, nu mai stres, lasă întrebările, da, aflu secretul. O, da, curios ești, ai lăsat okay doctorința. Haide, mă, hai. La VIP, hai să vedem. Cine zici că câștigă? Nu zic, nu zic, că după hai că fac cam favoriți. Okay. Am înțeles, am înțeles. Mafia Mama neagră versus mafia roșie. Power. Hai, start. Power. Start. Start. Ok, ok. Ușor, ușor încercăm să ne regenerăm. What? Ce, mă? În același timp? Păi scrie, scrie că s-a întâmplat primul. Cum?
Bine, da, bă! Da. Dar în același timp! 1-0, bă, Spider! Wow! Bine. Incredibil! A avut mai bună! Ok, bun. Sunt gata? Da, deci primul la 3, să înțeleg. Mamă, stai, că eu cobor. 1-0, Bobo Spiders. Și practic primul la 3 câștigă, nu? Silent. Da. Băiatul meu! Care? Amândoi. Face, n-aveți voie cu F și nu uitați, fără hitbox-uri și fără alte prostii. Mult noroc. Gentlemen, 1-1 în arenă. Ladies and gentlemen. Mamă, dar e chiar insane ce se întâmplă aici. Chiar e adrenalină maximă când te uiți. 1-1, Luca, look. Păi și e best of 3 sau 5 la pistoale? Luca, ești bine? Eu sunt bine, nu mă auzi? Ești bine? Da, sunt bine, dar ce s-a întâmplat? Păi mai treabă bine dacă ești bine. Dar eu n-am full viață, da, mă rog. Păi trebuie să zici, dacă ești gata. Ai. A zis că se roagă. Silent joacă foarte agresiv. Da, și foarte agresiv. Și se duce Lucas Spider. Oh, no way. 1-1 în arenă. Bine, bă. Ultima rundă dacă câștigă Silent. Stai, de data asta chiar necesit niște mâncare. Aruncă printr-o gaură pe aici. Sari în gard. Mamă, mă omor. Bă, adio viață. Ok. Bobo Spiderii. Power. Hai, mă, hai că muși din el. Hai. Stat. Hai, stat. Stat. Mafia nasoșilor. Oh! Bine. Cât e scorul? 2-2, e 2-2. Mamă, deci asta e decisiva. E decisiva. E decisiva. Hai. Ha, mă! Stat! Decisiva, ladies and gentlemen, ultima rundă din arenă. Cine o să ia premiul la runda de pistoale? S-au tras primele focuri! Mamă, nu pot să crezi ce se trage! Se pușează grav și... Oh, no! Învingătorul este! Cine Mama. Câștigă această luptă este... Oh, oh my god! Oh! Oh! Stiga războiul, haideți să... Oh, are sus, nu sus. Mai pot. Prima rundă de pistoale merge la Silent 7. Oh. Nice, ai Silent 7. Treci în coi, Silent 7. Dar stai, mă, n-ai zis că asta e decisiva? Păi acum urmează cu AR-ul, fai mișto. Bine, hai. Dă mâncare și am de foame. Stai așa, ai armele. Dați armele-i. Băi, Insanity, păi și dacă câștigă Bobo acum, cu care e decisiva? Mă, da, multe întrebări, pui. Păi vreau să știu. Și mâncare. Food. Te pup. Te mai aruncat și eu acolo. Mersi mult, donație puternică. Hai. Sunt furios. Muși din el, mă. Mamă, deci fraților, mă duc pe raș. Ia, bă, pistolul, eu n-am, eu nu stau, fac nu mișto. Stau. Fac mișto. Hai, stat. Lucky look. Lucky block race. Bun noroc, fraților, să înceapă războiul. Mafia! Wow! 1-0 Silent. Ce fost, bă, asta? E așa pe rapid cu AR-ul. Haide. Sunt gata. Silent. Da. Ia spatul ăla, Silent. Ia spatul ăla. Ce spat? Spat. Stai, bă, că eu dorm. Stai, mă, că dorm. Moartea. Lăsați-mă. Nu mai dormi, mă, deschide ochii. Neața. La război. Nu cred, bă, băiatule. Ai Silent 1. Ai Silent 7. Ai Silent 12. Nu. Hai, sunt gata. Stat. Dă-i. Ce-o crede Ovidiu când vede alea? Ia. Mamă, ultima rundă, ești nebun, Mafia! Cred. Posibil ultima. Bobo rezistă. Mamă, și-a supres fire din partea lui Silent. Vin gloanțe de peste. Urechile. Bobo este blocat la pământ. Se aruncă granada. Pum! Granada. Bă, l-a prins bine. Wow.
Stai că l-a prins bine, cred că. Nu pot să cred! Mafia! No way! Mafia! Sus, ai silent! Let's go! Ha, mă, câte probe să mai... Bine, mă, băieți! Ce-ar mă inseriti? A nebunit! A nebunit! Bază subacvatică, bază subacvatică! Franco, le-ai posibil pe silent de muncă, nu pot să cred! Bază subacvatică, bază subacvatică, bază subacvatică! Fiecare la peretele de gentleman! Dați-mi mermele în coacă, vă omor! Hai, luați-vă mașinile, ne vedem la secție, hai! Șparla! La secție! Șparla! Secție, moment! Șparla! Bă, m-am pins de pe scârt! Îmbarcază! Aruncă-l! Hai! Luca, cred că o să fim colegi. Crezi că o să fim colegi? Eu cred că îl bagă pe Bobo. Da, și eu. Stai să curcă asule bine. Da, 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 da. Bă, da, acolo, sincer, când mi le dădeai, frate, eu, ai văzut că eu n-am stare, eu nu pot să aștept. Tu eu pușez prea rău, eu eram așa, mai eu, tactic. Eu n-am cum, tu stăteai să mă campezi, eu n-am cum, frate, să stau să campezi, eu mă duc, ori mă duc am direct. Am mai pușat și eu, dar nu, frate, mai tactic. Așa mă duc, nu mai stau la discuții. Nu mai am nici mâncare, bine că s-au terminat probele astea. Astăzi? Că astăzi? Astăzi? Mă, unde astăzi? E nebunul ăla cu bavionul? Fraților, cred că ne-am înscris la poliție, cred. S-ar putea să fi luat locul ăsta, s-ar putea, doar îți zic. Mamă, să sperăm. A, bă! Boli pe GP-le pute cauciucu ars! Îl și pe MGL? Nu. Ok. Bun. Okay. Votați Ovidiu președinte, cei mai buni mici din My City! Ovidiu, vino puțin! Mamă, ok. Gata. A, eu mai stau aici. A, ok. Ia să vedem, mă, ce vorbește șeful poliției. Am venit! Testul de poliție. Silent, pleacă înapoi, du-te înapoi. Ok. Sper că nu implică... Înapoi mergem? Da. Mamă, fraților! Mamă, cred că mai pregătești o rundă și mi-e teamă, sincer. Ce să mai pregătească? N-are ce, că păi, ar fi puțin incorrect, părerea mea. Păi nu, mi se pare că... Mă rog, în fine. Dar unde-i Bobo Spiders? S-a pierdut pe drum, cred că. Bobo Spiders. Cred că a furat și motocicleta. Bă, Spiders. Cred că a luat motocicleta cu el acasă. Stați să-l așteptăm. Luați fiecare un pistol. Omolo. L-a luat Luca Muc. Am furat și unul. Sunt încărcate? Al meu nu-i full. Vai zic, are măcar un glonț, măcar unul. Unul are. Okay. Ok. Al tău, Luca, vreau să, da, să tragi în aer până are un singur glonț. Unul vreau să aibă. Aoleu. Stai așa că trag de... Aoleu, ce e aici? Trage-l pe tot și-ți dau domnule Q-Sanity, nu cred că civilii ar trebui să participe, ok. Da, trebuie să am trecut pe aici. Ci... Până mai am unul, nu? Nu, da, trage tot. A, zero. Tot? Gata, zero. Bun. Ia mafiosul. Gata, mafia. Păi și unde-i Bobo Spiders? Bobo Spiders. Pierdut. Unde-i, mă, Bobo Spiders? Unde? S-a pierdut. Ia uite-l! Bobo Spiders! Păzea, că e posedată! Ok. Nu, pe bune, chiar... E nervos. Bun, Bobo, ia pistolul ăsta. Ok. Și un singur glonț, încarcă-l în armă. Fiecare își încarce singurul glonț în armă. Gata. Primul care e nociv! Nociv! Nociv? Haide, silent! Luca s-a pierdut, dai să mai întâmplă. Nu știam, cred că trebuie să tragem. Hai, stați aici, nu vă mișcați de acolo. Ok. Mă, ce se întâmplă cu un singur glonț? Silent, este o probă gravă. Astăzi? Ovidiu, ești la... Ok, Ovidiu este aici, bun. Deci Silent, vreau să stai aici. Ok. Vreau să stai aici. Bun, deci următoarea ta ordine este felul următor. Ovidiu 700 nu a făcut în viața lui nicio ilegalitate, nu a făcut nicio prostie în momentul de față, este un om inofensiv, n-a făcut nimic. Vreau să te duci în momentul ăsta, este un ordin să te duci să-l omori. Nu pot face asta. Ok, de înapoi. Ok. Hai să vedem, sunt foarte curios dacă am făcut bine sau nu. Următorul! Gata? Ce ai, okay. Primul? Ah, okay. Bă, scuze. Foarte ciudat. Bobo, n-am voie să zic. Da? N-am voie să zic, nu știu. Nu trebuie să zici, ok. Nu, mama m-a pus pe gânduri asta. Taolo.
Mamă, m-am pus pe gândul rău asta. Mamă, fraților, nu știu te-a dacă pus am să-mi pui o vrabie? Nu vreau să dau detalii. Fraților, nu știu dacă am făcut bine. Nu, stai o secundă. Deci ideea e că mi-a zis că n-a făcut nicio ilegalitate în viața lui și mi-a zis că îmi dă un ordin să-l omor. Și eu nu am vrut. Am făcut bine sau n-am făcut bine? Gen, am fost un polițist corect, dar era ordin în același timp. Mamă, și Luca a făcut la fel, 100%. Sus! Luca, stai. Nu, știu ce vrei să spui. L-ai împușcat? Știu. Nu, că se vedea pe cea, de asta v-am zis. Stai să vezi că apare acum pe cea, că l-am împușcat. Nu, deci eu am zis nu și m-am pus pe gândul rău, că mi-a zis așa, ok, pot să... Mamă, nu... Gen, am zis nu pot să fac asta. Și păi nu, clar, nu, zic eu că ăsta era răspunsul bun, nu, n-ai mamă, cum să m-a pus așa pe gânduri, gen... Nu, că a zis că e inofensiv, niciodată nu omori pe cineva care n-a făcut nimic. Da, a zis că a fost ordin. Păi nu contează că a fost ordin, ce contează? Înseamnă că e polițist corupt dacă ne pune așa fără motiv. Da, deci, bă, e bine, e bine, nu știu... Eu zic că e bine. M-am speriat așa, nu știu. Nu, ia scuzează, dacă l-am pușcat, bă. Nu, păi are un glonț, oricum. Avem rezultatele, aoleu, fraților! Mamă, rezultatele la a 15-a mea probă. Ia. Hai. Vreau să intrați aici. Ok. Vreau să stați, vedeți astea de aici, să faceți o linie pe astea. Nu, pe asta neagră. Fiecare să-și ia un pătragen. Gata. Păi sunt doar două. Sunt de fapt două. De fapt stați aici, faceți o linie aici. Aici? La perete, gen. Stați la perete. La perete. Ok. Bobo lângă. Bun, și am să vă chem pe fiecare în față să stați pe asta să vă uitați la mine, da? Ok. Primul. Bobo Spider. Bine, stai pe fix pe chestia aia acolo ca să faci, să stai drept, gen. Mai în spate? Mai în spate. La clasier. Ok, domnul Bobo Spider, îți mulțumesc de participare la poliție. Prima probă ai luat 0 puncte, a doua probă ai luat cred că 0 puncte. A treia probă, acum, în loc să omor primarul, m-ai împușcat pe mine pușcării. Bine! Ma, bine soașilor! Următorul ai Silent 3, treci pe trapă. Prima probă, 6 puncte, răspunsuri perfecte. A doua probă... probleme pe aici pe acolo, dar v-ați descurcat cu armă în mână. A treia probă, ați făcut corect. Bine, mă! Puteți trece în spatele meu, domnul Silent 3. Luca, nu treci în față. Mamă, mor de inimă. Da, și Luca a făcut bine. Și Luca a făcut bine. Răspunsuri decente. Și Luca a făcut bine. A doua probă, v-ați descurcat ok, spre bine. Domnul Luca Luc. A treia probă este decisivă și, din păcate, sunteți admis, haideți-i în Spider-Man! Bravo, mă, bate palma, mă! Bă, Spider, să te vezi minte! Stai acolo! Haideți după mine, fraților! Nu răspund corupților! Oh my god! Oh, look! Veneți după mine, mamă, fraților! Haideți! Bragadiri! Bragadiru târg! Vreau să faceți o linie la peretele acesta! Ok. Nu. Ladies and gentlemen, vă mulțumesc că ați participat. Începând de astăzi, sunteți noi polițiști My City. Este, mă! O să fiți alături de mine în... Nu vă luptați aici, o să fiți alături de mine în conducerea orașului, în a avea grijă de oraș, pardon. Adică avem fără rutier? Luca, e că multe întrebări, nu crezi? Bun, deci fiți atenți, haideți să fac o prezentare. Aici stă șeful, adică eu, și aici puteți să veniți și voi. Am să vă zic codurile imediat. Și aici depozitați toate itemele confiscate. Bani, arme, tot felul de chestii confiscate. Luați-vă fiecare un baston de acolo din întreia. De când voiam. Haideți încoa. Nu cred. Bine, mă. Haideți încoa. Gata. Bun. Aici este armoria. Dacă muriți, aici vă echipați, vă faceți armele cum vă plac vouă. Aveți 4 tipuri de arme, gloanțe, atașamente, cum vă place vouă. Și aveți costumul de rutier și costumul de poliție este afară. Haideți afară de aici. O faceți echipamentul după. Jos aveți pușcăria, în mijloc știți și voi relații cu clienții și v-ați prins de tot. Haideți încoa să vă zic parolele de la toate ușile, veniți încoa. Ok. Parola este... Ascultați aici. Te ascultăm. 1, 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 1
auzi bine, și lor. Vreau să faceți o linie aici.
Ceva neașteptat s-a întâmplat, din păcate, domni polițiști. Ha? Ceva neașteptat. Oh, okay. Stați aici o secundă. Ce? Dani Dan e, de fapt, nou polițist. Ok. Și acum ne omoră pe toți. Și vreau să vă anunț că... Ați picat și, de fapt, Bobo Spider este noul polițist. Ce, bă? Ce, bă? What the f... Cum era? Bun, deci fiți atenți, fraților. A venit Dani de la probe. Liniște puțin, Luca Lucky. Am să decid eu cine este polițist rutier și cine este polițist eu, pe, probabil pe mine o să mă pună care este cu arme grele, conform talentelor, să zic așa, de la probe, da? Okay. Da, 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 da. Primul, Luca Luke, treci în față. Da, domnule. Te rog, Luca Luke, să-ți iei echipamentul de SWAT din dreapta. Okay. Ok. Adică e bine, nu? Nu e nicio problemă, mergi și la rutieră. Mamă, cum îmi stă polițist. Poți să porți toate armele pe care le ai în dotare, poți să folosești orice armă și poți să fii polițist de intervenție, dar poți să ai și grijă de stres, să zic așa. Wow, mulțumesc foarte mult. Echipamentul, este o onoare, domnule. Echipamentul cum vrei. Domnul Silent 3 pășește în față, ești noul da. Polițist rutier și poți să progresezi din rutier în scurt timp, dacă te descurci perfect să fii și tu de calibru maxim, așa că vreau să-ți echipamentul. Vă mulțumesc, adecvat. Vă mulțumesc foarte mult. Ia și mă, hai să ne luăm. Silent, ai voie doar cu pistol la tine. Și poți să-ți blindezi cum vrei tu. Stă bine? Da. Stă perfect. Wow. Hazul meu ești. Și vreau să-ți iei pistol de aici, pistolul pe care o să-l porți berul la tine. Și vreau să-l ții în colțul buzunarului, dacă știi, în holster, da, dacă înțelegi. Da, stați pune-l. O secundă. Nu știu cum. Bravo, deci așa vreau să-l ții și tu, Luca, l-am la fel. Wow, poți să ții ca mine sniperul pe spate sau ce-ți place ție. Da, 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 am înțeles. Stați-mi eu și gloanțe. Pistolul. Puteți aici să vă faceți atașamentele cum vă place, țintă și restul. Și de astăzi sunteți noi polițiști, haideți să mergem la primar. Wow. Let's go. Mamă. Mamă, sunt mândru. Mafia. Mafia. Cum ai scăpat, Bobo Spiders? Magie. Haideți încă. Sunt de fapt polițist sub acoperire. Am voie să folosesc toate vehiculele poliției? Logic, o să mai... Ok. Hai să mergem, fraților, suntem noi polițiști. 32, vină încă. Bine. Îți prezint noi polițiști Mind City. Hai să trăiți. Să trăiți. Luca Lu, polițist ofițer. Vă pup. Respect. Mamă, 3 polițai pe Mind City. Aveți grijă în oraș. E bună la noul popcorn și când la KFC puteți să-mi dați și mai pe gust. Cel mai bun, sincer. Dați da, sigur. Mă, mersi mult. Buftele de pui, cine mai vrea, domnul Luca? A, da, puteți să-mi dați și domnul Ovidiu. Domnul Ovidiu, am deschis Burger King-ul dacă vreți. Liniște, vă rog. O să vedem și acolo. Ăsta l-am primit pe Moca. Domnule primar, vă rog. Tu cine ești? Dani Dan. Un buletin, te rog. Nu mai am buletin, l-am pierdut. What? Nu ai buletin și mergi pe străzile Main City? Hai, luați-l la control. Hai la secție. Hai la secție. Hai, urcăm. Urcă, du-te. Hai la secție. Dar trebuie să dau... Nu discut! Nu discut! Ce probă? Ce probă trebuie să dai tu? Ce probă trebuie să dai tu? Hai în secție. Hai în secție, te rog. Ok, domnule Silent, vă ocupați dumneavoastră. Da. Haideți, vă rog în secție. Dar nu sunteți polițist rutier? Am voie să mă ocup de toate cazurile. Vă rog frumos să stați acolo. Luați un loc, vă rog. Ok, aici stau. Domnule, cum vă cheamă? Vă pot spune și CNP-ul și toate informațiile și vârsta. Înțeleg. CNP-ul e 3-3. Nu, vă rog, fără CNP. Domnule Dani Den, știu cine sunteți, da. Că v-am găsit aici okay. Calculator. Domnule Dani Den, perfect. V-aș ruga din suflet să vă duceți de urgență să vorbiți cu domnul primar și să vă faceți un nou buletin, să vi-l emită, pentru că nu se poate așa ceva. De fapt, el o să vorbească cu noi, cred că s-ar putea noi să le emitem, dar duceți-vă și vorbiți de urgență cu domnul Ovidiu, dacă mai umblați fără buletin pe străzi. Vezi asta? Am. Îți dau una peste ceafă, mă! Hai, te rog frumos! Ce e aici? Știi tu. Hai, e tot ok, domnule Silent? Da, mă, da, e tot ok. Hai, stă-ntevă, du-te, vorbește cu primarul. Hai. Domn primar, unde ești, domn primar? Ok, fraților, iar acum oficial suntem polițiști rutieri, după cum ne puteți observa. L-am uitat, am zis că vi-l las dumneavoastră. Mai, mai! Erați pe jos. Hai să vedem, mă duc să curăț străzile, revin. Hai, mafia! Mafia! Dani,
Să nu uiți. A, le-ați cumpărat de la magazin, să înțeleg. Ok, da, da, o să da, vedem cum facem să fie bine. Dacă mai vreți. Hai să vedem, fraților, dacă este totul în regulă pe aici. Da, sigur, să dacă puteți să-mi dați cât mai multe perle. Poftim încă 6 perle de la Octanul. Să vedem, nimic în neregulă pe aici. Dacă mai aveți nevoie de ajutor cu benzineria, să-mi spuneți și facem cumva să fie bine, ca să nu fie rău. Da, păi asta, asta vreau să întreb. Deci, ia trece pe la trecere? Decontația aia 11. Da, 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 o să decontăm. Ok, a trecut pe la trecere. Bun. Păi momentan cred că deja e cam lung episodul, deci sper că v-a plăcut, oameni buni, episodul acesta în care am dat proba pentru polițist, am ieșit polițist rutier și desigur că putem avansa și la polițist cu toate nebunile. Eu am fost Alexandru, ne vedem data viitoare la un nou videoclip, toate cele bune și pa, pa!